Nu un teatru. Oamenii care se ocupă de artă. Atunci cine se trezește primul spiritual? Culme. Adică noi ar trebui să ne susținem unii pe alții. Ah, s-a mai trezit unul spiritual. Pe el, luat, adus, pus în valoare, pus acolo cu toate zbaterele lui, cu toate chinurile lui, să-l ajutăm să facă, să dreagă, să nu-i fie frică, să nu aibă atacuri de panică, să nu aibă nu știu ce, să nu mai ține minte textul pentru că se upgradează organismul, căpșorul și așa mai departe. Fă ce-ți place. Pentru el e gemulețul ăla care, nu știu, dansează. Pur și simplu mârâie prin casă, face niște sunete, scoate, niște, desenează niște ieroglife pe cuvântul meu. Așa e. Și atunci, ăsta e proiectul. Susținem omul trezit la viață. Uite ce frumos sună, nu? Ne trezim noi așa, ne trezim la viață, de fapt. Până acum nu știu ce a fost, da? Și fiecare om trebuie susținut și primordial pentru teatru e aceasta, așa ceva. Adică să avem grijă de fiecare om pe pământ, începem de la noi, da? Eu de la mine și după aia fiecare, de fiecare să am grijă. De aia e nevoie de un jump.